Lidia, sigur, ai un leac bun pentru noi. Da, un leac bun pentru toată lumea. Și pentru că suntem și în perioada nenorocită de pandemie, pentru că altfel nu pot să o numesc din punctul meu de vedere, și în perioada grea pentru încercările noastre, există și răceli simple pentru copiii noștri, din păcate. Da, mai ales cu această vreme care se schimbă. Mai ales cu această vreme caldă, care e cald, dar nu înțelegem de ce e cald, pentru că în momentul când te-ai dezbrăcat, te-a și luat recele și foarte mulți copii tușesc, neavând COVID, deci nu se pune problema. Doar că sunt viroze respiratorii pe care le au și sunt foarte mulți copii care le se creează probleme cu o tusă, cu bronșite puternice, chiar și în urma SARS-CoV-ului, unde sunt și oameni maturi care rămân cu aceste probleme. E foarte bine să facem, e un tratament foarte simplu, se fierb 6 cartofi cât un măr de mare, adică cât pumnul meu, da? 6 cartofi. Mărimea medie. Medie, un pic mai mare decât medie. Un pic mai mare. Îi fierbem cu coajă cu tot, îi tăpșim cu tot cu coajă așa cum sunt ei. Adăugăm acolo la 6 cartofi, se adaugă cam 4 picături de iod, un pic de bicarbonat și 2 linguri de oțet. Un pic de bicarbonat, adică o linguriță? Adică o linguriță de bicarbonat și 2 linguri de oțet. Se amestecă tot, se pune pe un tifon și înduit, ca o plăcințică așa, și se pune pe partea bronșilor și pe partea plămânilor, în spate. Se fac compresă? Se face compresă. Se ține până se răcește, adică dacă vezi că e rece, poți să o scoți. Dar așa se poate lăsa chiar toată noaptea. Și 2-3 seri făcută această, mă rog, rețetă, ne scapă de tuse puternică, ne scapă de acele sufocări, practic, sunt tuse sufocat. O rețetă simplă, mai ales în această foarte perioadă. Simplă, nu înlocuiește medicamentul, să ne fie clar că atunci când avem o pneumonie trebuie să tratăm obligatoriu cu antibiotic. Vorbim despre un adjuvant în o chestie... Față de tratamentul clasic, evident. Sigur că da. Mersul la medic, tratamentul... Sigur că există, are nevoie prescrisă. De un spray, de cine știe. Absolut. Na. Maestre, înainte să mergem la meteo din bătrân.